Aportul statelor americe este unul enorm. Și aceste nu sunt cuvinte, voi aduce doar ceea ce se întâmplă la Universitatea de Stat din Moldova. Se întâmplă în vis și nu se întâmplă cândva dintr-o perspectivă. 3 milioane de dolari investiți în centrul MediaCore, la care vor urma noi investiții. Pe data din 1 septembrie, când veți veni, vom întâlni cu un nou pavilion, cu un teritoriu amenajat a Curții Universității de Stat din Moldova, dar principalul cu oportunități și posibilități pentru dumneavoastră. Vorbim adesea de crearea. Legătura cu piața muncii și multiple posibilități care le oferă. Nu ratați această ocazie, fiindcă posibilitățile sunt în mâinile dumneavoastră. Pentru noi este o mare plăcere să-l avem în cadrul conferințelor FISH, poate ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, într-o perioadă destul de complicată, unde la adresa securității naționale, dar și regionale, sunt foarte multe provocări. Of course, we can't talk about the next 30 years without talking a little bit about the present. Russia's brutal invasion of Ukraine, well, it's caused a lot of us to worry about the Republic of Moldova's future. The Kremlin's blatant disregard for international law, its attempts to redraw the map of Europe at the point of a gun, well, that's caused great concern here. Observăm că în atâta timp de relații internaționale între Statele Unite și Republica Moldova au fost realizați pași măreți spre dezvoltare, atât din punct de vedere economic, cât din punct de vedere cultural și al învățământului. Consider că pe viitor se vor semna acorduri și destul de multe evenimente importante vor avea loc la nivel de relații și se vor dezvolta multilateral. Evident că în etapa care ne aflăm noi astăzi de integrare europeană, ei ne vor susține și ne vor ajuta să dezvoltăm această etapă.